cu Mihai Stoica. Venit repede peste noapte din Slovacia. Bună ziua, colegul meu Bogdan Cosmescu. Din Slovacia ungar. Slovacia. Toată lumea vorbește ungurește, deci am simțit că... Sunt mai mulți chiar procentual decât la Sfântul Gheorghe. Pot să spun că nu că s-au purtat civilizat. Lecție de civilizații. Toți. Începând de la conducătorii lor, printre care se număra și Pavel Farcaș, fostul jucător al Vaslui Porumboiu, care a plecat la Kiev, nu știu, care vorbește și acum bine românește și care mai are încă foști colegi cu care ține legătura, băiat foarte simpatic. Mă rog, este în club, era însoțitor de... Așa ar trebui să fie normal, da. Peste tot, adică nimic... Până la suporteri, care toată lumea ne-a spus că vom fi întâmpinați cu o ostilitate în urma declarațiilor făcute de Gigi, dar Gigi a glumit, adică era foarte clar că în momentul în care spui ceva și râzi după aia 5 minute, nu poți să fie ceva serios. Clar că... Nici nu înseamnă că îi iubește foarte tare și... situația nu-l deranjează. Băi, păi, tocmai, că a spus clar, dacă Dan Șucu a spus că e deranjat de faptul că sunt echipe care primesc bani de la stat. Primesc bani de la guvernul, parcă așa are... Da, asta e ideea. Iar Gigi a spus, nu, e foarte bine că plătește, hai să ne bate cu ei. Nu. Chiar nu are niciun fel de probleme. Au cu suporte, am înțeles, că, nu toți, că a spus că asta a spus, nu toți să intre suporte, vezi, din țară, n-aveau bilete și nu au ajutat. Nu s-au făcut bilete la case, nu știu ce, doar pe... Da, a fost cumva, ei și-au luat, s-au speriat. A fost un meci pe care și UEFA l-a tratat ca un meci de maximă, cu maxim grad de risc. Și au delegat și ofițeri de securitate, dar chiar n-a fost nicio problemă. N-ai cum să organizezi, să ai probleme de organizare la Dunaj și Castreda când oamenii sunt atât de civilizați. Nu există. Noi ne-am speriat. Ultrazerie, de unde? Nu, erau oameni, veneau mai bine frumos, așa, decât invers. Să stăm de oameni liniștiți și să... Hai că toată lumea e curioasă, că vorbim despre ce a fost ieri și trecutul e trecut, dar vom analiza două nume noi. Apar astăzi de niciunde, că n-a transpirat nimic, s-au fost hotărât voi peste noapte, Radu Slavescu și Boboc. Deci ați ținut-o bine ascunsă. De regulă Gigi spune. Corect. De data asta n-a spus-o. Practic n-am știut decât a știut Gigi, Dică, Valiar Găseală normal și cu mine. Atât. În rest, n-a știut. Cam de când erați în... Cam de alaltăieri. Deci nu e nimic vechi până la urmă. Nimic vechi. Că de asta spun, e clar că s-a întâmplat ceva, probabil ne gândeam și cu accidentarea lui Coman, că trecem de la una la alta, o să revenim. Nicio legătură cu accidentarea lui Coman. Deci mai aveți nevoie de doi jucători pe care... Probabil că m-ar mai veni încă doi sau poate chiar trei. E puțin, ca număr sunt puțin dacă ajung în grupe. Nu. Culmea, în grupe sunt puțin. Culmea este că avem poziții super acoperite și mai luăm acolo, da. Când Gigi se pune pata pe... Nu mai contează neapărat să-l ia. Și în continuare avem poziții descoperite. Boboc ne acoperă una dintre poziții. Pentru că poate să și bine. Dreapta nu eram descoperiți. La dreapta aveam chiar patru fundași dreapta. Așa aveam doar un singur fundaș stânga și Șerban, care era varianta lui. Dar care... Stai, mă, care sunt aia patru fundași dreapta? Aia patru acum sunt Ovidiu Popescu, să... Crețu, Pantea și Achim. Nu, nu e accidentat. Ovidiu. Nu. A fost accidentat, acum nu mai e accidentat. S-a accidentat tot fundaș dreapta. Ah, mai e Achim, uitați de Achim. Deci patru fundaș dreapta și Haruț, care a mai jucat fundaș dreapta. Deci putem să spunem chiar cinci. Bine, Haruț e fundaș central. Mi-aduc aminte că, dacă mai ții minte, acum vreo o săptămână, două, cred că după, în sfârșit, după prima etapă, te întrebam când au făcut transferurile, ziceai că mai vine unul, doi jucători. La momentul ăla nici tu nu știai că se întâmplă tăvălugul ăsta, practic. În primul rând nu știam că pleacă Tănase. Deci cu Tănase s-a întâmplat totuși repede. Deși se vorbea de mult, dar da, se vorbea de foarte mult. Unde a plecat? A plecat în Emirate? Cine zice se întâmplă? La Jazeera. Am înțeles, am citit în ziua. Problema lui. O să facă... E problema lui. Foarte frumos dacă fac. Problema chinezilor dacă fac, că noi nu avem niciun fel de probleme, nici Tănase, nici noi. Una e să te înțelegi la o ofertă și alta e să semnezi un contract. Dacă avea semnat contract Tănase sau noi aveam semnat contract cu chinezii, atunci era o problemă. Putea să... Dar nu există niciun contract semnat între noi și chinezii. Chinezii se pot orienta la jucători, că nu s-au terminat fotbaliștii în lume cu Tănase. Bun, ce-i cu Radaslavescu și Boboc? De unde? Adică Boboc, adică... Ce ați gândit? Radaslavescu, acum părerea mea, o să spun înainte, parcă îl văd pe Octavian Popescu în centru, dacă mă întreb pe mine, îl mutați de acolo, simt eu miros așa că îl mutați de acolo? Nu. Dacă nu va fi Coman, e singurul jucător care poate să joace atacant lateral stânga. Deci asta e clar.
La momentul ăsta e forțat să joace acolo, că nu există alt fotbalist care a mai jucat să joace acolo, să-l avem pe poziția aia. Rada Slavescu este, și chiar abia aștept să-l văd mâine, să-l întreb cum se pronunță. Rada Slavescu, Rada Slavescu, Rada Slavescu, sau... Eu știu cum e cu Rada Slavescu, toate... Păi, s-ar putea să fie Rada Slavescu, nu știu, să vedem. Îl verificăm în actele de identitate. E un copil pe care, în care Gigi are foarte mare încredere că, că are perspective și că va crește și că va obține o sumă importantă. 18 ani. Are 18 ani pe care i-a făcut acum pe 30 iulie, la fel ca Musi care i-a făcut în 17 iulie. E bine foarte să ai foarte copii bine pe care îi crești lângă jucători. Nu mai spun că de la anul trebuie 2002. Vârsta 2000 de la an, 2003, noi chiar stăteam. Da. Nu, noi stăteam chiar foarte bine. N-am să te întreb, foarte dar probabil bine că se întreabă lumea și țin la chestia asta și voi, nu vorbim de sumă, Hagi a insistat să nu se discute suma, n-am să vă întreb, punct și la revedere, e confidențial, dar a păstrat și un procent, da? Măcar asta a păstrat. Nu pot să... am înțeles. N-am nicio... Da, ok, nu, e... lumea e curioasă și... Eu sunt curios afară când aflăm sumele alea ce, astăzi ea, știi? Sunt reale sau le anunță cluburile? Cum se procesează afară? Adică nu știu dacă alea e normal să fie alea care sunt la bursă, care sunt la bursă, care sunt sociale. A, ești obligat, acolo ești obligat să anunță. Da, sunt. În rest, sunt estimări, nu mai să vezi nimic concret. Sigur. Îi vom putea vedea... Noi nici acum nu știm dacă cele 21 de milioane și 500 de mii salariul lui Frenkie de Jong la Barcelona e net sau brut. Sunt net sau brut. E mare, fie altfel de jumate. În cel mai rău caz, să zicem, nu, de fapt, în cel mai rău caz pentru Barcelona, dacă e net, mai punem încă o dată atâta. Exact, asta e o problemă. Pentru Barcelona, dacă e net, 21, e 40. M-aș mira să fie totuși net, să te duci în, 5, în jumătate de miliard salariul unui jucător ca Frenkie de Jong. Nu, probabil că, dar așa și e mult. Foarte mult. 20 de milioane. Și așa că Barcelona din buzunar scoate 20 de milioane. Că la el ajung 10... Sau Neymar sau Luis Suarez nu era mult. Barcelona a descoperit piatra filozofală. Când are bani, cu atât plătește mai mult. Nu, aici bani are. N-are bani, a vândut tot. Și pentru că 20 de ani, nu mai vând ce să vândă. Problema este că are bani. Acum, dar nu am fi treaba lor. Îi vom putea vedea jucând în următorul meci. Bine, următorul meci cu Mioveni. Următorul meci cu Mioveni avem foarte mari probleme de lot. Și e posibil orice. Cu certitudine nu vor juca Risto Radunovic și cu Florinel Coman. Amândoi sunt accidentați. Radunovic chiar merită subliniat faptul că, deși s-a lovit în prima repriză, în prima parte a meciului, a rămas până la sfârșit. Păi asta e de lăudat? Da. Pentru păi, țin minte că l-ai certat pe Cristea că n-ar vrut să iasă după prima idea să fugi genunchi. Da, Bogdane, pentru că eu l-am certat pe Cristea că era o problemă la genunchi și era întorse de genunchi și putea să degenereze într-o ruptură și de ligamente. La el e o lovitură și cu lovitură poți să joci cu durere, dar nu are cum din lovitură să se rupă osul. Aia e problema, nu mă supăr, dar vreau să spun că eu nu vorbesc bazaconii. E de lăudat Radunovic pentru că, deși îl durea piciorul, a rămas până la sfârșit, a dat și a bătut și lovitura liberă la gol. Centrare pasă. Da, a bătut lovitura liberă și n-aveam soluție. Ok, era Șerban, dar Șerban să joace în... 0-0. Nu era... Nu s-a antrenat cu noi. Șerban a fost trimis la a doua echipă vreo 3 săptămâni. Deci aveți banda stângă, Coman și Radunovici odată. Amândoi vor lipsi. Rusul nu poate să joace contra Mioveni, că există o convenție și nu va juca. Deci suntem cam puțini. Sunt șanse vezi, pentru noi. Și atunci îi dăm dreptate lui Tănase, nu? Lui Tănase, la momentul ăla, eu n-am fost foarte bine înțeles ce am spus eu. Deși eu am pretenția că vorbesc foarte clar. Dar oamenii au chef tot timpul să intre în polemici cu mine. Cu mine, polemici, e foarte greu să câștige cineva. Eu am spus clar, meciul cu Universitatea Cluj nu s-a terminat la egalitate pentru că noi nu avem lot. Meciul cu Universitatea Cluj s-a terminat la egalitate pentru că am jucat prost. Și au jucat prost fotbaliștii, titularii și cei care au intrat, care n-au fost jucători de nicăieri de la Academie, care au intrat. Asta a fost. Iar explicația lui Tănase nu avea niciun suport real la momentul ăla. Că n-aveam lot, știam și noi treaba asta, dar nu meciul ăla nu l-am făcut, am făcut unul că n-am avut lot. Asta a fost discuția pe care am purtat-o eu acum și atunci, la momentul ăla și l-am tras de urechi. Și că niciodată un jucător n-are voie să discute
chestiile astea în public. Aia e altă discuție, chiar dacă are dreptate, zice. Chiar dacă are dreptate. Asta e ideea, că la fotbal nu există, la are fotbal, vorbele la el, fotbal lasă, există că... dictatură. Fără dictatură nu există fotbal. Nicio echipă de fotbal în lumea asta n-a fost condusă decât cu mână de fier sau cu o dictatură cu față umană, gen Neaimi, sau dacă care nimeni nu avea curaj. Poftim? Și Nea Mircea poți să-l cred. Da, poate. Sau, inclus sau, în categoria sau, asta. Sau de... Del Bosque sau Carlo Ancelotti. Dar nimeni n-avea curaj să-i spună lui Del Bosque ceva, pentru că îl respectau și că a fost mare jucător și pentru că era... Dar se impunea... Gafferul ăla care așa, sau Carlo Ancelotti. Dar majoritatea antrenorilor sunt dictatori. Guardiola, care, pe care eu îl consider numărul 1, e dictator. Klopp e dictator. Mourinho și așa mai și așa departe. Mai departe. Mourinho nu mai consideră... nu mai consideră antrenor. E, dar nu... Mă rog, e de cum câștigă Conference League. Asta e problema, nu... Radunovici a făcut o chestie extraordinară. Bun, n-aveți Coman și Radunovici, să revenim. Coman și Radunovici. Atât, și Rusu. Și Rusu. Da, da, mai acum ați ajuns să-l regretați pe Rusu sau să vă pare rău totuși că lipsește nu Rusu? Nu ne pare rău. Că regretați, că e o absență de... Rusu este o absență pentru că Giannis nu traversează o perioadă foarte bună. Anul trecut chiar a jucat foarte bine, a marcat foarte multe goluri, a intrat foarte bine de pe bancă de foarte multe ori. De data asta nu a intrat bine, nu este formatat. E un copil de 19 ani care... Mamut nu o să mai fie. Mamut va pleca. Problema cu părerea mea... Avem o înțelegere cu el, avem înțelegere cu el și vom rezilia contract. Asta e nou, să zicem. Adică e totuși interesant că Mamut da. Și rămâneți cu Rusu. Rămâne cu Rusu, rămâne cu Giannis, rămâne cu zicem, David Miculescu. Nu ca fi variante, că poate fi David Miculescu, care agrează foarte mult poziția de număr 9. Cum ți s-au părut? Hai să zicem că ieri, totuși, după cât au făcut două antrenamente, să fi făcut? Au făcut cât? Un antrenament singuri cu antrenorul secund. Uite că v-ați jucat duminică, a venit luni, nu? Da, luni. Da, și un antrenament, antrenament oficial cu echipa acolo. Acolo. Deci, practic, n-au făcut mare lucru. Nu pot să spun că au fost surprize, pentru că ne așteptam să fie bine, dar nu așa de bine. Pentru mine, amândoi au fost top 5 jucători la noi. Rusu a câștigat aproape toate duelurile. De ce l-a schimbat? Că totul l-a schimbat repede. Pentru că nu mai aveau. 0-0. Amândoi. Amândoi erau... Stai, hai că Rusu a lipsit și la Mioveni la început. Asta vreau să spun. Jucătorii ăștia le greu să ajungă la nivel de pregătire al Șoaz la FCS. Nu sunt de pregătire. Fantastică. Încoată meciul cu Craiova, cu FCS Craiova și aia sunt foarte bine pregătiți la FCS Craiova. După părerea mea a fost unul dintre cele mai intense pe care l-am văzut în ultimii 10 ani în România. Ca să ajungi la acest nivel. Este urează. Puțin că vă dau exemplul lui De Ligt, dacă sunt adevărate declarațiile alea, că s-au uimit oamenii de la Bayern ce nu făcea De Ligt la Juventus. Adică nu vorbim de Mioveni, FCSB, cu tot respectul, Juventus-Bayern sau trebuie cu De Ligt. Pentru că nemții au un... și cu tine aici, că nu... Nemții au anumite metode, italienii lucrează foarte mult tactic, au alte metode. Deci te trag în linie mulțumit de ei, că restul... Mai mult decât mulțumit. Că Bogdan Rusu la... Meciul lui de debut la 32 de ani în cupele europene a câștigat aproape toate duelurile. A avut situații care putea să marcheze, a dat la poartă, n-a avut, a avut dezvoltură, dar era clar că așa va fi pentru că este un om dezvolt. Eu mărturisesc că mereu am spus și cred că de vreo 3 ori am spus aici în emisiuni că băiatul ăsta merita o soartă mai bună, dar nu m-am gândit niciodată că la noi... te spun acolo, poate că și în vârsta să fi fost... Nu, adică eu tot timpul am fost convins că dacă îl vedea cineva la timp, ar fi trebuit să joace în Liga 1, nu în Liga 2. A jucat mult Liga 2. Foarte mult Liga 2. Dar este un jucător chiar la care nu se vede că a jucat Dânsu? Liga 2. Cine l-a adus pe Dânsu? Acum să-l lăudăm pe meme, trebuie să-l aduce. Dar nu-i treaba lui să dea gol. Până acum că dă două goluri repede. Acum dă în minge, fantastic. Da, da. A fost o săritură. Nu, dar și centrarea foarte bună și reacția lui la... Și ca să vă spun, iar o premieră, nu credeam că va juca. Pentru că avea niște probleme foarte mari răcise. Am crezut că are COVID, 7000 de teste. Nu avea COVID, dar avea fisoane, se simțea rău, a fost tot timpul îmbrăcat în training și deși era cald acolo, am zis, bă, cum o fi? Uite că a fost deci Gigi zice că gata, s-a terminat, nu se mai schimbă aici linia defensivă, adică centrul defensivei. Asta e, noi avem 4 fundași centrali la momentul ăsta. Bine, dacă îi avem nevoie de toți. Bineînțeles. Bineînțeles. Lăsând o parte accidentări și suspendări. Bineînțeles. Și când vine, nu l-ai pus și pe Cristea la socoteală în aia 4? Nu, Cristea vine în ianuarie. Haruț sau ce ai pus al 4? Haruț, bineînțeles. Dar nu prea joacă, nu prea...
nu e pregătit, nu este... Da, și central nu prea se schimbă așa des. Toată lumea știe, toate echipele din lumea asta, echipele cunoscute, au jucat cu doi cu leștii fundași centrali. De la Barezi, Costa Curta, să vin mai aproape, ce am văzut noi, până la Puyol, Piqué sau... Mai iar trecem la Barcelona, tu mă, ce faci? Că după ce n-avea... Barezi, Costa Curta era o altă parte, dar... Da. Pe asta zic. Da. La Barcelona și a câte 7. Da. Meme, mulțumit de joc, de scor, de... Ghionea Goian, Chiricheș, Sucala, mă rog. Cum ți s-a părut echipa asta raportată la adversarul de dinainte? Că care spun că fost sub. Diferențe. La anumite capitole, da. Organizarea jocului avea mai bun Saburtalo. Amândouă echipele au probleme în compartimentul defensiv, clar. Saburtalo erau poate mai bine organizați, dar nu luați meciul de la Tbilisi. Că noi atunci am fost căzuți. Plus că nu era Radunović, a jucat Ovidiu Popescu în partea stângă, a jucat Haruț, fundaș dreapta, care, mă rog, am zis că e fundaș central. E greu de făcut comparații, nu știu ce să zic. Poate ca individual jucătorii ofensivi ai slovacilor sunt peste, cei de la, vorbesc de cei din avampostul, pentru că na, e Kalmar, e Balog, sunt jucători, Veselovski, Cristović, sunt jucători buni, jucători de echipă națională. Dar ca organizare erau poate peste. Am ajuns mai ușor la poartă în prima parte a meciului aseară. Că a jucat mai bine, te-a jucat mai bine. Bine. Eu zic că meciul retur poate fi complicat dacă nu sunteți serioși. Eu sunt convins că e complicat. Și tocmai dacă FCSB nu va face același pressing pe care a pus să facă doar 40 minute aici pentru că erau obosiți în repriza a doua, n-a prea mai mers. Dacă va juca cum a jucat în repriza a doua, pe fond nu neapărat de obosare, ci de relaxare, s-ar putea să fie probleme. Eu sunt convins că pot fi probleme. Și am fost foarte nervos ieri după meci. Foarte nemulțumit de faptul că la 1-0 ei în 10, noi ar fi trebuit să stăpânim jocul. Și au fost niște. Și ar fi trebuit să marcăm. Noi n-am mai ajuns la poartă, în schimb au ajuns ei la poartă. N-am mai putut pentru că ne-am pierdut organizarea. Și cam, a contat foarte mult meciul cu Craiova, după părerea mea, care a fost duminică. Care s-a jucat într-o intensitate, adică voi jucat duminică și miercuri și cu deplasare. Mai au problemă. Avem câțiva jucători care nu au foarte mare experiență, mai ales în cupele europene. Românul are o frică de succes. Asta am experimentat-o, nu dau exemple de Middlesbrough, dar românul are o frică de succes. Dar nu numai românul are o frică de succes. Mai sunt și Paris Saint-Germain a avut frică de succes și a pierdut cu Real Madrid. Frici ale profesionistului. Exact, exact. Asta și atunci, în momentul în care e 1-0, ești 11 contra 10, unii au tendința de a juca mai precaut, dar noi n-am jucat nici măcar precaut. Ei au ajuns la poartă. Mă rog, poate că așa a trebuit să fie, ca Gigi să mai facă niște eforturi și să completeze lotul. Un pic Târnovanu. Au niște oameni foarte înalți, iar Târnovanu mi s-a părut dezorientat pe centrări. Așa mi s-a părut, repet, nu știu, mi s-a părut că n-a ieșit bine deloc. N-a avut, din fericire, a fost și un pic norocos, apărarea asta bine, Davaș cu Tamla au ajutat. Cu mi s-a părut că n-a ieșit bine. Bine, da. Nu știu, apărat magistral. Eu nu mă refer la șuturi, aia e sigur, la centrări. Cum e cu Dică? E bine deocamdată, dar ne-am calificat cu Saburtalo. Sunteți pe locul 14. Cum? Sunteți pe locul 14. Așa, și care e problema, dacă suntem pe locul 14. Trei meciuri, totuși, trei meciuri, că mai multe meciuri au fost, cred că, de cât antrenamente a apucat să facă să lucruri. Da. Eu am temeri și la jocul pe care îl jucăm la Mioveni, pentru că avem probleme de lot, iar la Mioveni am făcut 1-1 anul trecut, neavând foarte mari probleme de lot. Dar, mă rog, stai ca să revenim, în afară de Coma și Radunović. Ăștia sunt, da, suficient. Și era Rusu, care, da. Coma și Radunović, discutând de Tavi Popescu număr 10, erau singurii jucători care puteau să... În rest aveam rezervele lor, erau jucători tineri, erau Șerban și Busi. Sau Tănase, care are 16 ani jumătate. Pas cu pas. Până la Dunajca avem Mioveni. Trebuie neapărat să câștigăm sâmbătă. Cudică mulțumit până acum. Hai să vedem ce a spus și antrenorul FCSB-ului după meciul de aseară. Consider că am făcut 70 de minute bune. Mă refer în prima repriză unde am avut un început de joc bun, unde ne-am creat ocazii de a marca. Am reușit să punem o presiune pe adversar, să facem acel
pressing sus, să recuperăm multe mingi. A doua repriză am început din nou bine, ne-am creat ocazii, situații de a marca. Apoi am avut un moment în care am făcut puțin un pas înapoi, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Sunt nemulțumit de ultimile 20 de minute, pentru că în momentul când am fost cu un om în plus, trebuia să punem o presiune mai mare pe adversar, să avem o posesie mai bună. Sunt mulțumit că am reușit un rezultat pozitiv, îi felicit pe băieți pentru rezultatul pe care l-am obținut și pentru atitudinea pe care au avut-o. Contează faptul că Nicolae are cât de cât experiență în cupele europene? Indiscutabil. Că și pe el l-a luat pe nepregătite povestea asta, nu? Da, dar are și... Hai să spun ceva. Nu există o echipă în lumea asta care să pregătească. Că am auzit întrebări stupide adresate jucătorilor la meciul cu Craiova. I-ați studiat fenomenul. Păi ce să studieze? Da. Oamenii care pun întrebările astea nu au nicio legătură cu fenomenul. Chiar nu știu nimic. Nu poți să studiezi un adversar înainte de un alt meci. N-ai cum. Asta este o tâmpenie fără margini. Nu. Jucători. Pot cei din staff, antrenorul, să delege. Dacă are un staff, și la noi, slavă Domnului, este un staff chiar bun, chiar și numeric, și numeric și valoric, și poate să delege oameni care se ocupe dinainte de ultimul meci de meciul de cupele europene. Dar asta nu înseamnă că jucătorii puteau să știe la meciul cu Craiova cine-i Veselovski. Nu, asta e o tâmperie. În fine. Zi, e important că are experiență. E important că și ceilalți au experiență. Pentru că ceilalți e normal. Din staff te referi ce? Da, pentru că Dică nu numai faptul că a și antrenat cupele europene și are 20 de meciuri antrenate în cupele europene și are un procentaj chiar bun. Eu chiar mă uitam, că eu îl citesc pe Liviu Manolache de la Gazetă, dar mai mult pe Facebook. Așa? Și scrisese la un moment dat, avea 11, Dică are 11 victorii, 4-5 sau 5-4, nu mai n-am înfrângeri reținut. Cu egaluri. În orice caz, egaluri și înfrângeri. Și, adică în cel mai rău 5 înfrângeri, să zicem. Da, fără niciun atac la persoană, sub nicio formă. Pițurcă avea 12 meciuri în cupele europene, în toate care, bine, el a fost mult selecționer și era normal să avem mai puține. 3-6-3. Adică arată bine palmaresul lui Dică. Și logic să plus chiar era și foarte tânăr când s-a apucat el. Plus că a fost fotbalist. Și un fotbalist care a marcat prin Champions League. Și atunci jucătorii le câștigi ușor respectul, fiind un fotbalist care a marcat într-o competiție în care acum a rămas doar un vis. Și un vis care se cam îndepărtează de noi. Da. Noi ne îndepărtăm. Mie mi se pare că a devenit mai norocos. Și mie mi se pare că norocul este un atribut esențial. Păi spune ce, dedică, zici? Dedică, da. Păi stai să ne înțelegem. Cu Saburtau am crezut că va pierde calificarea. Că ratează Radunovic o ocazie enormă, să facă 3-1 și aia egalează imediat în minutul, nu știu, 78. Egalează 2-2. 78, este eliminat. 78. Cu Craiova că au avut... Așa s-a întâmplat, dar a câștigat 4-2. Adică... Da, câștigat, încă o dată spun. Nu mi se pare că a câștigat cu noroc. Nu, mă, dar trebuie un pic de șansă. Îți dea gol băiatul ăla, puștul ăla ieri din bara aia care, cum îl cheamă, Santos. Nu-l chema. Da. Din bara aia, după lovitura liberă, care nu prea a făcut. Era complicat rău. Era. E important ca antrenor, după părerea mea, să ai și un strop de noroc. Dacă nu-l ai, e greu. Păi nu te la Jose Mourinho, lăsa gol Moștinia atunci cu Manchester United. Nici nu mai vorbeam de el. Fugea pe la tunel. Cum a zis Sorin Cârțu, pe cei de la... De pe Titanic erau bolnavi? Da, nu erau bolnavi, da, corect. Hai să schimbăm puțin. În primul rând, șansa unui antrenor e dată de numărul de accidente. Dacă jucătorii importanți nu se accidentează, înseamnă că are șansă. Sunt antrenori care au niște probleme ieșite din comun. La intensitatea la care joacă FCSB-ul și la ce vrea Dică, dacă îți jucați din 3 în 3 zile, vor mai fi accidente. Este imposibil. Acum chiar am primit radiografia lui Radunovic și nu are nicio fractură. Deci era clar că nu are fractură. Și cum are cât stă? Coman are, e posibil să aibă ruptură. Deci are o accidentare musculară. Tot azi aflați, probabil. Mâine. Nu trebuie să fie foarte mare ca rupt, dacă a putut să iasă de picioare. Adică nu e... Deci n-aveți un verdict, cum să zic, un diagnostic? Nu. Remeneu, ca să aibă... Pentru că e mult lichid când se rupe, când se rupe fibra musculară. Și atunci, se inflamează. Bine, exact. Și atunci trebuie să fie anti-inflamator și gheață și după aia. Nu știu ce, bine, și gheață tot anti-inflamator și după aia ca să se treacă, ca să vezi exact deci mâine, dimensiunile probabil. Leziunii.
Deci leziune fibrilară are, sigur, leziune fibrilară avem toți. Se poate rupe o fibră și să nu știi. Că de acolo pleacă crampe, contracturi, întâi de rupturi. Ne, la momentul ăsta nu știm ce se va întâmpla. După 48 de ore, între 48 și 72 de ore, se poate, poate să aibă și relevanță. Mai poate să revină? Mi se pare că are o serie de ghinioane incredibile. Că a început să se miște un pic. Dacă stai iarăși o lună, iarăși intră mort. Nu o să stea o lună, că o să, știu, o să, zic, meargă, probabil, o să meargă probabil la Belgrad. Dacă și era, vine pauza în curând. Nu mai mult. Ba, dar problema e că noi avem nevoie de coman, noi avem nevoie de coman la meciul cu Dunajska, în principal nu vorbesc de campionat, clar că campionat. Și, și dacă ne calificăm în play-off. Vezi că norvegienii... Știu. Da, Budescu la Petrol, cum ți se pare mutarea asta anunțată, previzibilă? Hai, hai să-l ascultăm și, și revenim după aia și discutăm. Sunt foarte, foarte bucuros. M-am discutat de ceva timp. Era, ca să zic așa, semna, să zic, contractul. Mai rămânea decât semnătura. Eu oricum nu puteam să mă alătur la antrenamente. Acum am început alergarea și eu și o să vin să fac o parte din antrenament, ca să zic așa, cu ei, dar mai durează această accidentare. Cum am spus, sunt bucuros că am revenit și sperăm să facem lucruri frumoase aici. Eu eram decis din mai de mult și tot am spus că vreau să revin, dar din păcate a venit această accidentare. În mare parte de-aia am și semnat pe o perioadă scurtă la voluntari ca să pot, să pot reveni aici. Eu am și spus asta de când eram la voluntari, că aș prefera să, să joc la, la Petrol. Vrei să te retragi? Da, dar cât mai târziu, adică după cum îl vedeți pe Tamaș, aș vrea să-l, să-l prind oarecum așa, pentru că la vârsta lui se, se mișcă foarte bine și aș, sunt invidios, ca să zic așa, pe el, pentru că e, e din ce în ce mai bun. Odată, odată cu vârsta e mult mai bun, ca să zic așa. Știa foarte multă lume în Ploiești, chiar știe mai multă lume decât mine în Ploiești, așa că mi-a rămas și eu surprins că am mai fost la, la niște întâlniri și mă chemai să vorbești cu cineva din Ploiești. Păi cu cine? Păi cum nu-l știi, stai în Ploiești? Păi zic, nu știu, și pe eu îl știu, păi uite așa, și el chiar se simte foarte bine la Ploiești și lumea de aici îl apreciază. Sunt invidios că el joacă și eu nu. Păi doar fotbalul, practic, pentru că tot timpul am jucat de plăcere și aș vrea să-l joc în continuare și cu siguranță o, o să joc acum. Îl vedeți intrând repede sau cum vezi Petrolul, meme, că a început totuși... Petrolul mi-a plăcut foarte mult cu Șepși. Cu Șepși, da. Și ar trebui să piardă meciul, că au avut Șepși niște ocazii așa, monumentale. Și penalti ratat. Da, și penalti ratat, dar bine, penalti venit de nicăieri când Petrolul chiar juca. Da, da, a jucat bine cu Șepși. Chiar mi-a plăcut. Și Șepși, echipă grea. N-are lot. Petrolul n-are lot. În afară de a 11 pe bancă și a 11, mă rog, ar mai fi loc de care a început toate meciurile cu aceeași echipă? Toate cele trei meciuri cu același 11, 10 de 11 fiind din liga a doua. Dacă joci la săptămână, mi-a trebuit să schimb, la săptămână, stai puțin, ce să obosim? Eu știu că obosez, dar mai cad. Crezi că va conta, va fi un important, Cudescu, așa că îl cunoști. Este foarte important cum, văd că arată bine fizic, e foarte important cum s-a refăcut tendonul, e o operație complicată și o refacere foarte complicată. Păi am văzut bine să-și căpătează. O recuperare complicată. Mi s-a plăcut că își căpăta acum. N-ar veni să cred că își căpătează. Așa mi s-a plăcut că l-a plecat de la masă, poate că am văzut bine. Nu cred că... Sigur că poate să fie un... El acum e acasă. Da. El atunci stătea la Ploiești când juca la noi. Da. Lucru care pe mine m-a deranjat foarte tare, dar... Da, ai mai spus asta. A zis că ți-a și, v-a și promis că se va muta la București. El venea în fiecare zi la antrenament de la Ploiești. Atunci el este în zona lui de confort și ar trebui să joace cel mai bun fotbal pe care îl poate juca la momentul ăsta. Vârsta nu e foarte mare, e genul care, dacă vrea, poate să facă orice. A făcut pariu cu ai noștri și a slăbit, dacă nu mă înșel, într-o săptămână în cantonament, 6 kg. Într-o săptămână? Da. Antrenându-se și mâncând, pentru că nu poți când să te antrenezi în regulă, și antrenându-se bine. Deci chiar unde am fost, de unde am venit ieri, unde am jucat, unde am stat acolo în cantonament, la, mă rog, la Șamorim, lângă Dunajska Streda, ăla a fost primul cantonament pe care Dică l-a făcut cu echipa la noi și atunci a venit Budescu. Și când a venit Budescu și l-am văzut cum se antrenează, am zis că am dat cea mai mare lovitură din istorie, pentru că se antrena cel mai bine, era primul. Deci el poate să facă orice, trebuie să vrea.
Atât. Da, e posibil să-l țină fizic, să-l ambiționeze publicul, orașul, echipa, el e clar că aici aș va, probabil, își va încheia cariera. Când se rupe așa de la sine, fără lovitor, că înseamnă că organismul îți dă un semn. Nu mai ești tendoanele, fibra musculară, nu mai e tânăr. Înseamnă că și nu știu ce probleme are, că circulă tot felul de zvonuri legate de niște probleme financiare și la Ploiești. Și Ploiești și Hermannstadt și circulă multe. Și Hermannstadt. Apropo de asta, e un minut interesant și aș vrea să-l vedem pe noul finanțator acționar al Rapidului, care iar are ceva de spus despre investițiile statului în fotbal, în special, sigur, la Sfântul Gheorghe. În punctul meu de vedere, lucrurile sunt relativ simple. Orașul pompează foarte mulți bani în echipă. Orașul nu are suficienți bani ca să pompeze și atunci va veni automat la bugetul general, da? Și va solicita defalcare din bugetul general. Va veni UDMR-ul și va spune, poate cu bunul masă, că e normal să primească, pentru că altfel cine știe iese de la guvernare sau cine știe ce, și din taxele dumneavoastră și ale mele veți plăti pentru salariile pe care domnul Dio așa, le plătește, da? Jucătorilor de la Sepsi. Deci eu dacă Nico îi oferă unui jucător 6.000 de euro, el spune nu-mi trebuie, că mă duc acolo cu 8.000. Da? Foarte simplu. Primării care măcar sunt primăria unor orașe mai mari, care probabil că se pot descurca cât de cât și din bugetul lor local. Dar aici, în mod cert, nu e din bugetul local, e din bugetul național. Iar domnul de care vorbesc, domnul afacerist de care vorbesc mai devreme, este un om extrem de treabă, împarte cu toată lumea toate cheltuielile dânsului, da? Și probabil că își păstrează pentru dânsul numai profitul. Tipul acesta de om de afaceri, m-am întâlnit de câteva ori cu dânsul, nu fac afaceri cu așa ceva. Da, sigur că discuția e amplă și interesantă, părerile sunt împărțite. Ca noi să avem rezultate în fotbal, trebuie ca primările să... E adevărat, mă, atunci Berceniu, spre rușinea mea, bucureștean, nu știu în ce sector e. 6? 5? Ce anume? Berceniu, în ce sector e? Unde avem... 6 de loc. 3 sau 4. Și de ce să nu vă dea și primăria sectorului 4 la FCSB 2 milioane de euro așa? În primul rând că nu e ilegal, atenție! Ar putea să vedea... Adică mie mi s-ar părea corect ca toate echipele din Liga 1 să aibă același regim. Toată mă interesează să avem fotbal în România. Pe mine asta e adevărat că dacă ar fi numai cu bani privați, deci dacă ar fi exclusiv bani privați, 5... Știi care e diferența între banul privat și banul public? Banul privat e gestionat cu mare atenție, că îi aparține cuiva care nu are niciun interes să se fure singur. Asta e altceva. În timp ce banul public se risipește cu o nonșalanță uluitoare. Și vezi Chiajna, nimeni. Care plătește de 2 ani de zile nimeni. Salarii de 10.000, 15.000 de euro, 12.000 de euro. Și așa mai departe. Media, și sunt... te intri din insolvență. La media s-a spus, în mod normal, ar trebui să-i mânce pușcăria pe toți. Ai băgat 50 de milioane în echipa aia de-a lungul timpului, 100 de milioane te-ai și băgat, s-a dus, s-a ales praful, nu mai ales nimic. Deci este un caz penal. Da. Mă rog, da, asta e diferența între banul public și banul privat. Nu, printre multe altele. În primul rând că este lupta nedreaptă când bagă banii privați Hagi, ca să nu dăm exemplu Gigi că e meme aici, a dat toți banii privați, că am înțeles că nici măcar drumul ăla până la stadionul l-a făcut primăria din Ovidiu sau ce acolo, da? Da, și... da, acum și foarte interesant pentru cei care ne urmăresc să vadă, că nu avem timp, dar mi s-ar fi părut interesant să discutăm, dar nu e momentul, sigur, răspunsul primăriei din Sibiu în legătură cu cererile și cu solicitările lui și presiunea pe care a pus-o Dani Coman. Să vedeți cât susține primăria din Sibiu din cheltuielile echipei de fotbal. Transport, cazare, masă, stadion, echipament, medicamente, întreținere și așa mai departe. Tot este plătit de primăria din Sibiu. Cosmine, să-l angajezi pe Plamen Iliev când tu ești în insolvență. Bă, înseamnă că ești bine. Nu cred că portarul ăla care a fost triplu campion cu Ludobore și a fost an de zile la titularul naționalei Bulgariei, acum era la vine pe 2000 de euro. Nu cred. Eu dacă înainte tot în insolvență fusese la Dinamo. Păi da, la Dinamo. Tot în insolvență, da. Că am pronunțat cuvântul ăsta Dinamo, începe Liga a doua. Noi te-am întrebat, nu știu, te-a întrebat cineva dacă te-ai bucurat de Dinamo sau ce sentiment ai avut da, atunci. Da, nu m-am bucurat. Sincer, da, și probabil că suporterul din tine. Am zis eu vreo minciună în viața mea. Sincer, adică în sensul că... da. Nu, n-aș fi vrut. După atâtea rivalități și atâtea... Vrut, na, alea sau ceva. S-au dus? Păi sunt frumoase alea, adică... De ce nu m-am bucurat? În primul rând pentru că aveam și imaginea ultimelor meciuri, 6-0, 3-0. Și sunt frumoase. De ce nu m-am bucurat? În primul și primul rând, pentru că meciurile se împărțeau pentru noi în Steaua, Dinamo și restul.
cu tot respectul pentru celelalte competitoare, niciun meci n-am trăit cu emoțiile pe care le-am trăit la Steaua Dinamo, niciun meci. Vorbesc de cele din competiții interne. Și cu Rapidul, și cu CFR-ul mai nou, și cu Craiova, da, Craiovele. Da, nu. Când era Steaua Dinamo, era Steaua Dinamo. Era săptămâna Steaua Dinamo. Pentru asta regreți că nu mai e săptămâna asta. Da. Adică nu te-ai bucurat de rău rivalul? Și chiar când a marcat Tescan, dacă nu mă înșel, primul gol în meciul retur, ăla de la distanță. Și ți-ai dat seama că e gata. Când primea Dinamo gol pe vremuri, de la oricine, mă bucuram, logic, dar nu m-am bucurat. Am zis, bine, mi-a fost și mine puțin de Eșanu când l-am văzut așa cum se uită. Dar nu m-am bucurat, aș fi vrut să, vârsta, aș vrut să rămână și, Dinamo. Și vârsta și prin câte ai mai trecut și cu fotbal și cu astea să fi schimbat din punctul ăsta de vedere. Nu, ceea ce nu cred că la 25 schimbă. De ani nu poți să fii ca la 50. Logic, ideea de competiție presupune să ai rivale. Numai așa poți să progresezi, exact, să faci, exact, să faci bani, exact, în primul după rând. Cum m-am bucurat. Joci cu Dinamo, ai 50.000 pe arena națională sau 40.000 bani. Așa e. Da. Nu prea mai era un rival în ultimul timp. Nu mai venea. Da, tot nu mai venea. Așa e. De-aia m-am bucurat că a intrat Rapidul. Petrolul, Universitatea Cluj. Că e Rapidul, că nu e Rapidul, că n-a preluat, că nu știu, nu mă interesează. Pe unde sunt suporterii, acolo e echipa. Asta e clar. Ar fi bun o Timișoara, zic așa, la nivelul ăla, nu? Ar fi bun, da. Ar fi bun. Dacă nu se retrăgeau... Nu știu care e Timișoara, nu mai știu care este Timișoara aia lui Torje sau lui... Nu știu, acolo chiar Gilbucu, e păcat, sau... adică... Chiar e păcat că Orașca Timișoara să n-aibă echipă în Liga 1. Mare păcat. Brașov nu are echipă în Liga 1. Nici nu știu bine, dacă Iași mai sunt, da. Iași avem Iași, avem Iași cu Oțelul acum, sau Oțelul cu Iași, nu știu care e prima, dar hai să facem trecerea puțin la Dinamo, cred că avem primul 11. Pentru Dinamo e un mare succes că se află aici la ora acestei meci. Eu credeam sincer că se joacă la Clinceni, imaginile pentru cei care știu, ăsta este stadionul din Clinceni, am mai jucat mult în Clinceni aici. Stâlpii de nocturnă, cred că erau și când am fost eu ultima dată acolo, acum cred că mai apărut unul, că vedeți stânga-dreapta, sunt doi stâlpi de nocturnă, erau ridicați de acum un an. Da. Stâlpii de nocturnă, dar n-au... Problema era aici unde se inunda în zona asta, nu știu dacă au rezolvat. Aici când ploua era prăpăd. Hai să vedem și echipa lui Dinamo, ca să vedem ce nume cunoaștem sau ce nume a rămas. Nelus Roșu, Vali Lazăr, aici este Moura, Gabriel Moura, în dreapta, Dudea, Banii, Buhăescu, Bordușanu, Lazăr, Giafer, Lazăr, am zis. Valentin Lazăr, Buhăescu, Roșu, să spui că-s cei vechi, mă rog, jucători cu experiență, Gabriel Moura era și anul trecut. Portată și 17 ani debutant. Amzăr 2004 născut. Lor le trebuie 2002. Amzăr 2004 născut, ascultă-mă puțin. Da, nu, Amzăr regula la Liga 2. Amzăr și Bordușanu sunt 2004. Nu, Amzăr 2003, pardon. Amzăr 2003, Bordușanu 2004. Și Oncescu, cred. Gheafer, face 18 acum. Face 18 acum. Gheafer și Banii sunt 2002. Și cam atât. Și în rest, pe Țori nu-l cunosc. Puști, 17 ani. Nu-l cunosc pe Oncescu. Au totuși destul. Tu ești jucător cu nume, cu experiență. Știu că era la Scandamberg, nu? Buhăescu, care vine de la CSA Steaua la Dinamo. Interesant. E interesant, sigur, că e o noutate și multă lume este curioasă. Așteaptă în continuare, înțeleg, să joace lângă tine, pe stadionul de rugby, meciurile de acasă. Îi așteaptă, dar săptămâna viitoare au meci acasă, nu? Noi nu cred că mai așteptăm. Pentru că nu putem să ne batem joc de suporteri. Dacă la... Hai, să vindeți abonamente? Nu. Nu avem cum să vindem abonamente, că nu avem stadion să ne jucăm. Nu asta e problema. Problema e alta. Dacă la meciul cu Craiova 1948, duminică noaptea, la 22:30, am avut 15.000 de spectatori, e clar că nu putem să jucăm la Arc, care are 1400 de locuri. Pentru că bănuiesc că va fi interes în... și sper să suscităm interes în continuare. Să nu cumva să îi îndepărtăm. Pentru asta, bineînțeles, că trebuie să rămânem, să urcăm repede în clasament și să ne calificăm în... E mult prea mic din punctul ăsta de vedere. Da. Să ne calificăm în play-off-ul Conferenței. Și să înțelegem, Giuleștiul este nașta de mic. Da. Deci Rapidul nu are, au fost probleme cu FCSB pentru că s-au avut abonamente la peluza oaspeților disperați că n-au suficiente locuri. Da. De dar bine, acolo prea da, construit că putea, trebuia să renunțe la două linii de cale ferată care stau alea. Să vă spun încă ceva și foarte și important ce am văzut acum la Dunajca Stred. Un stadion de 12.500 de locuri. Semăna cu Petrolul, corect. Petrolul crea 15.000. Semăna cu Petrolul, am spus. Da. Niște finisaje de 5 stele. Noi am făcut niște stadioane și
ți-e și silă în stadioane făcute recent, în ultimii ani. Acolo e plin, da. La Îngiulești, vestiarele sunt buncăre. Nu ai lumină naturală, nu ai aerisire. Nu ai aerisire, voi vă dați seama, să nu ai aerisire. Tu te duci în Giulești și nu ai aerisire. Echipa aia stă, care stă acolo, are o oră jumate de stat înainte de meci. Mă rog, cu 20 ceva de minute iese pe la teren. Încălzire, da? Are pauza de stat fără aerisire. Pentru că facem niște lucruri fără cap. Noi am făcut un stadion pe care s-au plătit 200 ceva de milioane și nu am vrut, pentru că am spus atunci că participam la comandamente. Dom'le, este o investiție care se rentabilă să faci gazon, să faci un sistem să culiseze gazonul, ca să faci după aia și hockey, saga, și, maga, da. Cu ce vrei tu să faci. Hockey, cum și zici nu tu, orice. Gazonul. Nu au vrut, pentru că probabil național, da. Nu aveau după aia cum știu să unde sunt fiecare de 5 stele, am fost la Sfântul Gheorghe, la Șep și eu fiecare da. De 5 stele. Pe din afară nu arată strălucit, dar în interior foarte bine. Înăuntru arată foarte bine. Exact acolo am vrut să ajung. Giureștiul nu arată bine stadionul. Nu arată bine. E mic, dar nu arată bine. Are niște chestii pe la tribuna a doua, pe acolo, care, nu știu, n-arată, chiar nu arată. Ăla de la Dunajská și 2019 arată excepțional. Excepțional. Pentru că oamenii știu să facă. E, depinde și de loc și unde au făcut. Dar bă, e clar că la noi, când da. Te uiți la ce prețuri sunt la noi... Arsenal mereu, a jucat pe Highbury o 10 de ani și după aia au plecat și au făcut stadion. Nu e asta o problemă. Da. Ce, nu puteau să joace rapid după să le facă stadion în afara Bucureștiului? Ba da, unde? Pe... Așa deci vă faceți și voi să vă facă cineva. Cine? Da. Na. Cineva, că trebuie făcut în afara stadionului, în afara orașului. Observ care este treaba. Ideea este bună. În primă fază ești foarte bucuros că ți-a făcut primăria stadion, dar ești la mâna primăriei. Da, tot felul de evenimente logic pe undeva să se organizeze. Uite, UTA nu joacă acum, la început de august nu poate juca acasă. UTA pleacă și ea pe undeva. Nici Craiova. Așa că una este festa de tot cu mare CFR-ul, cu mare Hagi. Treaba da, și primăria, dacă bagă 100 de milioane, vrea să mai scoată 1 milion pe an din festivalul ăsta. Ok, mi se pare corect. Nu spune că nu să nu adică facă asta. Problema este că nu prea te anunță din timp. Asta e că ar trebui să știi problema un an în momentul în care Național Arena este închisă pentru noi, că e mare festival, putea să fie deschisă Ghencea, că era liber. Aia, cel mai în ultimă instanță, Arcu. Da, mă rog. Ai vrea să se califice toate celelalte echipe? Sigur că da. De ca să joace din 3 în 3 zile, din toate punctele de vedere. Dacă mă întrebi, și punctele... nu o să-ți răspund sincer dacă mă întrebi dacă aș vrea în grupe. Că acolo e o chestie de interes. Market pool-ul. Exact. Da. Că n-aș vrea să împărțim cu alții. Adică decât să câștige și alții, aș vrea să câștigăm noi să mai mult bani la decât... Unul, da. Sau la, da. Și cred că oricine gândește așa. Cine nu, e un micironț, un ipocrit. Dar acum aș vrea. Ca să aibă încărcare, să mai joace și pe noi, pentru că astea sunt echipele cu care ne batem. Eu nu știu cât e de mare diferența aia de market pool, dar joacă și ei din 3 în 3 zile până în noiembrie, dacă se duc în grupe. Cum mă, dacă o pas la 4 și dacă ei nu mai trebuie? Nu știu cât e de mare, că e conference league totuși. Nu știu, adică nu știu cât se împarte la 4, gândesc, dacă într-adevăr, e un milion... Într-adevăr, efortul susținut că joci și în cupele europene cu market pool depinde. O să vedem că nu știm câte market pool-uri. Asta spun. Nu, adică nu Liga Cala, Liga Campionilor. Da, CFR-ul n-a reportat, nu știm cât a luat CFR-ul? A fost singur. Da, nu știu, ar trebui să știm cam cât a luat. Da, nu, n-a luat ce știe ce. Ideea care este? Nu contează ce gândesc eu. Fotbalul românesc are nevoie ca echipele să se califice.